Bun găsit, dragii mei! Pentru astăzi v-am pregătit o rețetă simplă și gustoasă, care este foarte îndrăgită de mine și familia mea. Am ales să pregătim împreună farfale cu ton și sos de roșii. Pot spune că această rețetă se încadrează perfect în provocarea acestei săptămâni, reprezentând specialitatea casei. Pentru realizarea ei avem nevoie de o conservă ton în ulei, o conservă roșii cuburi în sos de roșii, farfale, o ceapă potrivită tăiată în cubulețe, măsline negre fără sâmburi feliate, iar ca și condimente vom folosi oregano, amestec special pentru paste, piper negru, sare și 3 grăunți de usturoi. Într-o tigaie urăm ulei de măsline, iar în acest ulei vom căli ceapa. O să călim ceapa până își schimbă culoarea și devine aurie. Ceapa este aurie, adăugăm roșiile. Fierbinte, adăugăm pastele cu o lingură de lemn să nu se lipească de fundul oalei și le vom fierbe 9-10 minute. Usturoiul. Amestecăm, adăugăm și oregano. Condimentele speciale pentru paste. Acestea vor da un gust și o savoare deosebită. Amestecăm. Adăugăm și piper negru. Acesta îl adăugăm după gust. Sare. De fiecare dată o linguriță, apoi mai adăugăm dacă este cazul, și tonul. Amestecăm. Vom încerca să sfărâmăm bucățile de ton. Vom adăuga și puțin oregano proaspăt. Când sosul este aproape gata, adăugăm măslinele. Amestecăm. Le stropim cu puțin ulei de măsline să nu se lipească și le vom răsturna peste sos. Le răsturnăm peste sos și amestecăm energie. Ratem parmezan. Terminăm cu o frunză de oregano și putem servi. Poftă bună!